o vrut să-și ascundă fără de legea. Și el vine și spune, nu mi-am ascuns. Până aici o ascuns. Omul când păcătuiește, caută să ascundă. Dacă poate să nu se afle, să nu se știe. Dar Dumnezeu, care vede totul și cunoaște totul, de nu putem ascunde. Ferice de omul cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Domnul să ne binecuvintează în dimineața aceasta, să intrăm în această fericire. Ferice de omul în Duhul căruia nu este ce? Viclenie. Doamne ajută-ne la aceasta. De aceea, din toată inima, să lăudăm pe Domnul cu o cântare, cu toții. Cu această cântare, îl invit pe fratele Pătrâu să ne motiveze pentru următoarea rugăciune și zic ca Domnul să-l binecuvinteze. Vrem să ne rugăm Domnului. La urmă, vrem să ne rugăm Domnului pentru familia noastră, pentru copiii noștri. Să ne rugăm Domnului pentru gripa aceasta care a atins copiii. Domnul să vindece. Domnul poate să vindece. Sunt atâția oameni care sunt zepeziți în România, dar Dumnezeu nu ne-a purtat de grijă. Sunt frați care se întorc în ziua de astăzi, se întorc de aseară, se întorc spre Austria din nou, pentru că începe școala, Domnul să-i păzească în călătorie. Vrem să primim cuvântul Domnului care ne spune să ne rugăm unii pentru alții. Domnul să ne binecuvinteze, să fim oamenii care suntem evlavioși și ne rugăm în orice vreme. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.